Deschidem urmările ședinței noastre de azi, din luna iulie. Vă mulțumesc că ați răspuns chemării noastre. După cum știți, nu este data pe care am stabilit-o noi de comun acord ca ultima săptămână să fie, pentru că vreau să și vă motivez de ce. Avem niște proiecte de hotărâre care sunt urgente. Este luna iulie, se mai pleacă și în concedii și concediile pentru care vrem să plecăm și eu și doamna secretară nu sunt de a ne distra, ci avem niște probleme familiale de sănătate pe care trebuie să le rezolvăm. De asta am zis să anticipăm puțin data ședinței. Vă mulțumesc că ați răspuns chemării noastre și supunem spre aprobare procesul verbal din ședința lunii trecute, după care domnul președinte de ședință va prezenta ordinea de zi. Mulțumesc! Cine este în drum? Procesul verbal la ședința anterioară. Vă mulțumesc! Proiectele de hotărâre sunt. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului Comunei Tărdărești și serviciilor publice de interes local. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării din bugetul local al obiectivului investițional reabilitare și extindere sediul primăriei, schimbat soluții acoperiș, anvelopare, construire spațiu central termic și magazin în Comuna Pădărești, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării și finanțării obiectivului investițional reabilitarea și modernizarea grupurilor sanitare ale școlii gimnaziale Satul Nou Comuna Pădărești, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind realizarea și finanțarea obiectivului investițional, construire grupuri sanitare la școala gimnazială Părgărești, Comuna Părgărești, de Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general la investiția construire bazin vitanjabile TANJ în sat Părgărești, Comuna Părgărești. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general la investiția reabilitare și extindere sediul primăriei, schimbat soluții acoperiș, anvelopare, construire spațiu central termic și magazin în Comuna Părgărești. Și 7. Proiect de hotărâre privind completarea programului anual de acțiuni al achizițiilor publice și anexei privind achizițiile directe. Toate cele 7 proiecte sunt inițiate de primarul Comunei Pădărești. Și dacă sunteți de acord cu proiectele de hotărâre, vă mulțumesc. Vom trece la votarea proiectelor de hotărâre și voi da citire acestora. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pădărești și serviciilor publice de interes local. Se aprobă modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Pădărești și serviciilor publice de interes local prin desfințarea compartimentului Poliție Locală. Alinia 2. Se aprobă modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pădărești și serviciilor publice de interes local prin transformarea unui post de categoria funcționarilor publici de execuție ca urmare a susținerii și promovării de către salariații titulare ai posturilor a examenului de promovare în grad imediat superior celor deținute după cum urmează. La poziția 15 a statului de funcție, la compartimentul contabilitate financiară și resurse umane, se transformă funcția publică de execuție de referent clasa 3, grad profesional asistent, în funcția publică de execuție de referent clasa 3, grad profesional principal. Și ce se aprobă modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pădărești și serviciilor publice de interes local prin desfințarea compartimentului Poliție Locală, respectiv pozițiile 31-35. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus de primarul Comunei. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării din bugetul local obiectivului investițional reabilitare și extindere sediul primăriei, schimba soluții acoperiș, anvelopare, construire spațiu centrală termică și magazie în Comuna Pădărești, județul Bacău. Se aprobă realizarea și finanțarea obiectivului investițional, reabilitare și extindere sediul primăriei în Comuna Pădărești, județul Bacău.
Cheltuielile aferente obiectivului investițional se realizează din bugetul local, respectiv din excedentul de întregit al anilor precedent. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunii prin compartimentele de specialitate, dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre în proces. Mulțumesc. Domnice dumneavoastră? Ridicat. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării obiectivului investițional, reabilitare și modernizarea grupurilor sanitare ale școlii gimnaziale Statul Nou, Comuna Bârgărești, județul Bacău. Se aprobă realizarea și finanțarea obiectivului investițional, reabilitarea și modernizarea grupurilor sanitare ale școlii gimnaziale Statul Nou, Comuna Bârgărești, județul Bacău. Fondurile necesare realizării și obiectivului investițional sunt din bugetul de stat și din bugetul local, respectiv din excedentul întregit al anilor precedente. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentele abilitate, dacă sunt de acord cu proiectul de hotărâre propus. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării obiectivului investițional, construire grupuri sanitare la școala gimnazială Bârgărești, Comuna Bârgărești, județul Bacău. Se aprobă realizarea și finanțarea obiectivului investițional construire grupuri sanitare la școala gimnazială Bârgărești, Comuna Bârgărești, județul Bacău. Fondurile necesare realizării obiectivului investițional sunt din bugetul de stat și din bugetul local, respectiv din excedentul întregit al anilor precedente. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei și compartimentele abilitate. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general la investiția, construire bazinului tanjabile tan și în sat Târgărești, Comuna Târgărești. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul investițional construire bazinului tanjabile tanj în sat Târgărești, Comuna Târgărești, după cum urmează. Total general al investiției cu TVA, 236.933,53, din care valoarea TVA-ului 37.662,07 lei și valoarea investiției fără TVA, 207.323,53, valoarea TVA 33.102,07 și valoarea fără TVA 174.221,43 lei. Toate sunt calculate la cursul euro din luna iunie de 4.8419 lei. Se aprobă devizul general al obiectivului de investiție, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul Comunei Bârgărești, județul Bacău. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general la investiția, reabilitare și extindere, sediu primărie, schimba soluția acoperiș, anvelopare, construire, spațiu, centrală termică și magazin. În Comuna Bârgărești, județul Bacău. Se aprobă indicatorii tehnico-economice a investiției, reabilitare și extindere, sediu primărie, în Comuna Bârgărești, județul Bacău, după cum urmează. Valoarea investiției totale va fi de 1.001.341,58 lei, din care valoarea TVA-ului 159.211,70 lei și valoarea investiției fără TVA 842.129,88 lei. Valoarea cefusem a investiției cu TVA 840.191,51 lei, din care valoarea TVA 134.148,23 lei și valoare fără TVA 706.043,28 lei,
la costul euro din luna aprilie, de 4.750. Se aprobă devizul general al obiectivului investițional, conform anexii, parte integrantă a prezentei hotărâri. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea hotărârea 39 din 21.05.2020. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, mulțumesc. Și proiect de hotărâre privind completarea programului anual al achizițiilor publice și anexii privind achizițiile directe pentru anul 2020. Se aprobă completarea programului anual al achizițiilor publice, după cum urmează, la capitolul 3 al programului, se completează cu punctul 2, respectiv lucrări de reabilitare, extindere, schimbare, soluția acoperii și anvelopare și amenajare curte, sediul primărie, Târgărești. Anexa privind achizițiile directe pentru anul 2020 se completează după cum urmează, la capitolul 1, cu următoarele puncte. 169, achiziție costume populare pentru căminul cultural din sat Nicorești. 170, mouse wireless, o bucată. Punctul 171, server, o bucată. Punctul 172, copiator multifuncțional, o bucată. La capitolul 2, se completează cu punctele. 135, servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru realizarea obiectivului construire bazin vitanjabil etan, sat Târgărești. Punctul 137, servicii de diligenție de șantier pentru realizarea obiectivului construire bazin vitanjabil etan, sat Târgărești. Capitolul 3 se completează cu următoarele puncte. Punctul 4, reparații scenă cămin cultural sat Bahna și punctul 5, lucrări de construire bazin vitanjabil etaj, sat Târgărești, Pumna Târgărești. Dacă de acord cu proiectul de hotărâre propus. Vă mulțumesc frumos! Liber! Mulțumim! Sigur, suntem la diverse. Vă rog, dacă aveți probleme de clar sau întrebări de pus, cu cea mai mare plăcere, vă răspunde. Da, domnul Bode. Existate de autobus la intersecția cu radar. Știm, el a fost domnul Pernice. Urmează să facem reparațiile. Da. Am vrut să repară, dar nu merge, e tot mâncat. Trebuie înlocuit, cred că cum am înlocuit și aici la Părgărești. Da, dar nu se poate pune o grindă în intersecția acolo, este foarte greu de pe uriță. E traficul foarte intens, acum nu știu care și... De pe Plugar, pe un județean? Exact unde e stâlpul de lângă stația de autobuz. Cei care ies de pe... De-a lungul drumului județean, noi nu avem cum să intervenim. Da. Am trimis adrese. N adrese am trimis la drumurile județene. Avem probleme și aici unde a fost accidentul la postul de poliție, în curbă la poliție, ca să pună un semn de circulație curbă periculoasă. La Bahna iar la fel. A venit șeful de serviciu acum vreo 3 luni. A venit, a văzut, ne-a promis că vor veni și vor pune, nici în ziua de azi nu mai venit. O să revenim iară cu adresa, domnul Vice. Noi am recuperat balustrada, cred că a trecut un vir și o agățat, am recuperat balustrada, este în curtea căminului, i-am arătat, nici pentru asta nu a venit barul să monteze înapoi. Dar o să revenim cu adresa. Atunci a zis că imediat, săptămâna următoare. Da, o să revenim din nou cu adresa. Cu comisia, au voie să se roage sau nu? Încă suntem în stare de alertă. Și pentru a organiza activități sportive, activități culturale, trebuie să fie în grupuri. De pe 3 iulie s-a modificat de la 3 persoane la 10 persoane, dar acei copii sau elevi trebuie monitorizați. Trebuie făcut avizul epidemiologic,
trebuie să le ia temperatura cineva, cineva să stea cu ei, n-au voie să fie mai grupuri mai mari de 10 persoane. Ei, noi nu avem personal suficient pentru a face aceste activități deocamdată. Dar, având în vedere că școala, de școală răspunde domnul director, am discutat problema săptămâna asta, la fel o spus și dânsul. Nu, bine spun la satul, nu, că, de exemplu, la părterești tot timpul. Nu avem mult personal, dar facem tot posibilul.
Și închidem lucrările ședinței noastre de azi. Iar ședința următoare... Va fi înainte de eveniment, nu? Da, vom face înainte de evenimentul de pe 21 august, pentru că pe urmă știți că se intră în campanie. Da, de pe 27 august se intră și în campanie și o să facem înainte. Dar vă vom anunța cu câteva zile înainte, da? Câteva zile. Cu două săptămâni înainte. Da? Mulțumesc! Și vă doresc o vară frumoasă, concedii frumoase și să scăpăm, și să scăpăm de pandemia de COVID. Doamne ajută!